Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. Într-adevăr, ștrandul Roman, unul dintre cele mai frumoase obiective, nu doar din Roman, ci din zona noastră apropiată a Moldovei, pentru că obiectivul ștrand municipal Roman este un obiectiv care atrage an de an foarte mulți concetățeni din Roman, din zona Roman metropolitan, dar și din restul județului Neam și chiar din județele învecinate. Asta arată că Romanul s-a dezvoltat, Romanul se dezvoltă în continuare, Romanul e pe o traiectorie bună, iar sunt convins că anul 2024, respectiv al lui 2028, vor fi ani prosperi pentru municipiul Roman. Cum spunea domnul primar, o zi de dublă sărbătoare, pentru mine o zi de triplă sărbătoare astăzi. Pe de o parte vin la ștrand la deschiderea sezonului, pe de altă parte ziua copilului și la fel ca și domnul primar adesea și eu la mulți ani tuturor copiilor să se bucure de viață și de copilărie, că e cea mai frumoasă. Am și eu doi copii acasă, iar pentru mine familie este încă un motiv de bucurie. Astăzi împlinesc cu soția mea 6 ani de la căsătorie. Chiar felicitări! Chiar pe 3 iunie ne-am căsătorit de ziua copilului, a fost o zi frumoasă și un motiv de triplă sărbătoare, așa că le doresc tuturor tot binele din lume și mulțumesc domnului primar pentru invitație. Mulțumim, domnul deputat. Vă salut și eu și salut pe toți romașcanii, cei prezenți aici sau cei care vor lua cunoștință despre ce se întâmplă prin intermediul dumneavoastră. Un obiectiv, zic eu, deosebit. Mi-aduc aminte atunci când am inițiat acest proiect, că l-am structurat după un proiect adus din Bavaria, din Germania, un proiect care, iată, are și după atâția ani prospețime, arată foarte bine. Mulțumesc aici domnului primar Leonarda Chiriloae, consilierilor care au sprijinit, aparatului tehnic din primărie, direcției care tutelează, domnului director Bogdan Curcudel, domnului șef de serviciu Florin Rusu, care sunt alături de noi, tuturor celor implicați, pentru că, să știți, în viață lucrurile nu sunt foarte simple de făcut, dar e și mai greu de menținut, de întreținut, și iată că îl păstrează la cote înalte. Chiar v-aș face o provocare dumneavoastră mass mediei, dacă ați putea lua câteva imagini cu mulți ani în urmă, cum arăta acest loc și ce este astăzi aici. Pentru ca oamenii, într-adevăr, să vadă că lucrurile au evoluat și că facem tot ceea ce putem ca ei să se simtă din ce în ce mai bine, mai confortabil în Roman, într-un oraș pe care îl vrem din ce în ce mai prietenos pentru ei. Spun și eu la mulți ani azi de ziua tuturor sărbătoriților, la mulți ani de ziua căsătoriei, domnule președinte, la mulți ani tuturor copiilor care astăzi își sărbătoresc cu exuberanță, cu acea naivitate specifică copilăriei, cu deschidere ziua, suntem alături de ei și cred că, așa cum am spus-o mereu, copilul este cea mai mare, mai puternică investiție a unui părinte. Copilul rămâne mereu în sufletul, în inima noastră, în mintea noastră, mereu descoperim în el noutăți, surprize plăcute, iar întotdeauna când vii tensionat, vii obosit de la serviciu sau de la o altă activitate, când ai ochii de copil, de nepot, te bucuri, se descrețește fruntea și se umple inima de bucurie. Așadar, bucurie, sănătate, liniște tuturor, bucurați-vă, dragilor, de tot ce avem frumos și am împreună cu domnul primar Leonarda Chiriloae un proiect de a continua această zonă. Vorbim de baza sportivă multifuncțională Moldova, vorbim de Aqualand-ul care va fi aici, în momentul de față se află în fază de structurare a studiului de fezabilitate și care va fi depus pe fonduri europene pe exercițiu multianual 2021-2027. Avem preocupări să facem și mai mult decât există în momentul de față, pentru că Romanul, cei din Roman Metropolitan, chiar merită acest lucru. Suntem alături, aveți încredere, în această echipă am fost anul trecut și am deschis aici și anul a mers foarte bine. Mă bucur că suntem în aceeași echipă și anul acesta și urăm tuturor sănătate, bucurie și să aibă satisfacții frumoase în familie, la locul de muncă, în casă, alături de copiilor. La mulți ani tuturor!